Salut, prieteni, și bine ați venit la bucătăria lui Puiu. Astăzi vreau să fac chili con carne. O să folosim carne de vită, cam 400 de grame am aici. Dumneavoastră acum o să folosiți cantitatea de carne în funcție de câte porții doriți dumneavoastră. Deci, avem carne tocată de vită, usturoi, chili, normal, pătrunjel verde, sare, piper, un ardei capia, o ceapă roșie, fasole roșii la conservă, iar aici am oregano, niște semințe de chimen, cimbru și boia dulce. Bun, acum să trecem la treabă. Vom tăia ceapa. Ardeiul capia. Îl mărunțim. Nu prea mic. Ardeiul iute. O să vreau să scot semințele. Îl tăiem dat în două. Okay. Apoi vom scoate semințele. Aia și pe el, mărunt. Nu o să folosesc foarte picant. Știu că chili con carne înseamnă picant chili, nu? Dar o să folosesc astăzi doar un ardei pentru 400 de grame de carne. Bun. Usturoiul îl vom zdrobi. Țin. Și îl vom mărunți. Alături de celelalte legume. Bun, mergem mai departe. Acum într-o tigaie sau ce folosiți dumneavoastră, vom pune puțin ulei. Și vom pune legumele la călit. O să le călim în jur de 3 minute la foc mediu. Deci am călit legumele 3 minute, acum vom adăuga carnea. Dacă lăsăm și ea să înceapă să se gătească ușor. Și mergem mai departe. Acum un mic secret. Voi pune sos de soia. Pentru o aromă mai intensă. Am atât. Amestecăm. Adăugăm și pasta de roșii. Împreună cu condimentele. Deci, oregano, semințe de chimen, cimbru și boia dulce. Stecăm. Lăsăm acum la foc mic să gătească. Între timp voi face niște lipii la cuptor. Lipiile deja le-am cumpărate. Le vom tăia cu o rolă sau cu un cuțit, ce aveți la îndemână. Le tăiem în patru, pentru că sunt micuțe. Dacă erau mai mari, le tăiam în 8. Ok? Și o să vreau să le pun în tavă în care am pus hârtie pentru copt. Așa.
Vom da cu puțin ulei de măsline. Sper că se vede. Scuzați calitatea videoului, dar nu prea am loc să mă desfășor. Așa. Lungem puțin cu o pensulă. După ce am adăugat pasta de roșii, am lăsat cam 5 minute să fiarbă și acum voi adăuga puțină zeamă de la supă de vită. Puteți să folosiți orice supă, și de pui, și de legume. Bun, lăsăm la fiert. Cum vreau să fac și un sos până se gătește în cărica noastră, voi folosi iaurt. Folosesc iaurt grecesc. Dumneavoastră folosiți ce iaurt aveți. Ăsta l-aveam prin casă, pe ăsta îl folosesc și eu. Nu neapărat un iaurt special. Și maioneză. Cam atât. Punem puțină verdeață. Atrungem verde. Și amestecăm. Vrem un sos puțin acrișor, pentru că chili con carne e picant și o să vedeți că o să meargă și împreună cu lipia. Sosul e gata. Dumneavoastră puteți adăuga piper, sare după gust. Eu îl voi lăsa așa. Acum că a mai scăzut sosul de la chili, vom adăuga și fasolea roșie. Condimentăm cu piper proaspăt râșnit. Eu am piper mozaic, și verde, și roșu, și alb. E mult mai condimentat, mai aromat. Și sare. Mai lăsăm să fiarbă încă 3 minute, 4. O să adaug și puțin zahăr brun. Să ia din aciditate de la sucul de roșii. Chili con carne este gata. Vom adăuga pătrunjel verde. Vom închide focul. Și lăsăm 2 minute să se răcească puțin. Dragi prieteni, chili con carne al nostru este gata. Cam așa arată. Vreau să-l și gust acum. Cu lipiile acestea le-am făcut la cuptor. Demențial. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Dacă v-a plăcut rețeta mea, abonați-vă la canalul meu, Bucătăria lui Puiu. Vă doresc poftă bună și să ne auzim cu bine!